eu un comentariu vis-a-vis de ceea ce s-a discutat anterior. Dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. În unanimitate. Astăzi avem 3 puncte pe ordinea de zi plus 3 suplimentare. Ca să nu pierdem timpul, am să le citesc rapid, așa numai despre ce este vorba, urmând ca la fiecare punct să citim cum trebuie. La primul punct e vorba de o rectificare de buget, la punctul 2, completarea hotărârii Consiliului Local din 26-a 2020, la punctul 3, aprobarea modificării structurii organizatorice. Iar la suplimentări avem așa. Un proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesionare a lui Botezatul Ionel Florinel. La punctul 2, un proiect de hotărâre privind lista obiectivelor de investiții. La punctul 3, un proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Sercea Apaseri Slănic Moldova. A unor lucruri. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu. Deci, în unanimitate, trecem la primul punct al ordinii de zi, și anume un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrative teritoriale cu orașul Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Bună ziua, dragi consilieri! Este ultima ședință de Consiliul Local din acest mandat de 4 ani și aproape 4 luni. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în această perioadă, pentru deciziile pe care le-ați luat, pentru încrederea pe care le-ați acordat-o și sperăm ca să avem în continuare un parcurs bun în această localitate și să ia decizii având ca prioritate interesul public. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am realizat în acești 4 ani. Majoritatea dintre dumneavoastră știți cu câte probleme ne-am confruntat, câte decizii au fost de luat și vă mulțumesc încă o dată mult că fără sprijinul dumneavoastră, aportul dumneavoastră, votul dumneavoastră, noi nu am fi reușit să facem acest lucru. Revenind la punctul 1 al ordinei de zi, bugetul se modifică la funcționare, aducem la funcționare. Noi am primit un ajutor de 700.000 de lei din fondul de rezervă prin hotărârea de guvern 758 din 2020. Și am distribuit această sumă, 100.000 de lei pentru învățământ. Mai avem de făcut niște reparații la grădinițe în principal. Și diferența de sumă pentru investiții. Când o să ajungem la bugetul pentru investiții, o să vă spun câteva cifre. Vreau doar pentru cetățenii noștri care urmăresc materiale filmate să spun că pentru prima dată în istoria localității noastre avem un buget de 11 milioane, aproape 12 milioane de lei, dar vreau să vă dau cifre exacte, care este record. Gândiți-vă, 11.958.000 de lei față de puțin peste 6 milioane de lei atunci când, în 2016, când am ajuns la conducerea primăriei. Și pentru prima dată în istoria localității noastre se alocă pentru investiții suma de 3.102.000 de lei. Am depășit. Practic, cu aproape 2 milioane de lei, mai mult de dublu se fac investiții anul acesta în Slănic Moldova. Aceste cifre sunt concludente, ele sunt reprezentative și oricine poate să vadă unde se duc acești bani și unde ne-am hotărât noi să facem aceste investiții. Dacă aveți ceva întrebări pentru investiții, o să vă citesc la punctul următor, la punctul când vin investițiile, sumele. Dacă aveți comentarii la punctul ăsta, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Avizul comisiilor, scuzați. Favorabil. Supunem încă o dată la vot, cine este pentru? Mulțumim.
Împotrivă, abțineri, în unanimitate. Mulțumesc. Trecem la punctul 2 și anume un proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local al orașului Sfânt Moldova, numărul 22 din 26.02.2020. Inițiator economic al proiectului, primarul orașului. Domnul primar? Da. Aveți. De ce este nevoie să completăm? Este vorba de o hotărâre prin care am aprobat ca să se facă o investiție de către Delf Gas Grid. Investiția constă într-un cablu nou de 20 de kV de înaltă tensiune care pleacă de la Vârtea de Schi și ajunge la postul de transformare de la hotelul Perla și vrem să completăm hotărârea de Consiliu doar cu niște restricții pe care să le impunem acestei lucrări, inspirat și din deranjul care s-a făcut cu ocazia forajului din partea de jos a orașului. Și atunci, noi propunem ca aceste lucrări să se execute în extra sezon, în perioada octombrie-aprilie, și să nu se lucreze sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale. Și orele de lucru să fie de la 9 la 17. În acest sens, vrem să dăm această autorizație de construire ca să încercăm să protejăm cât de cât turiștii și cetățenii noștri, să nu ne mai trezim dimineața la 7 cu mașina, cu picamărul funcționând sau seara târziu să ne facă deranj. Sâmbăta, duminica, bineînțeles, este vorba și de circulație, că acest cablu va traversa parțial strada Nicolae Bolcescu, strada Ștefan cel Mare, intră pe Vasile Alexandrii și ajunge până la Perla. Respectiv, este vorba de trafic auto și, bineînțeles, și pietonal, dar ne dorim ca să reglementăm în sensul acesta. Eu sper că dumneavoastră sunteți de acord. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Vă rog, întrebări, comentarii, completări. Dacă nu sunt, avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Deci, unanimitatea a trecut acest punct. Trecem la punctul 3. Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice organigrama pentru aparatul de specialitate al orașului Sfânt Moldova și serviciile publice subordonate Consiliului Local al orașului Moldova prin înființarea compartimentului asistenți personali. Inițiator economic cu arhitect de primarul orașului. Aveți cuvântul, domnul primar? Da. Compartimentul trebuie să fie înființat, dar mai mult este vorba de un asistent medical. Vrem să creăm posibilitatea să mă angajăm un asistent medical pentru perioada asta de COVID, pentru că cerințele sunt foarte greu de îndeplinit fără un asistent medical. Noi avem două corpuri de școală, școala și grădinița la Sfânt Moldova la distanțe relativ mici, dar avem Cireșoaia la 10 km de Stănic, școala și grădinița. Un asistent medical nu poate să facă filtru de cadre didactice de copii, să verifice, să monitorizeze toate aceste activități și pentru siguranța copiilor, a cadrelor didactice și implicit a cetățenilor noștri, pentru că acești copii ajung după aceea acasă, ne propunem să angajăm un asistent medical școlar pentru Cireșoaia, pentru perioada de COVID. Când acest lucru se va liniști, atunci și noi vom rămâne tot cu un asistent medical, pentru că este suficient un asistent medical care poate să își facă programul de așa manieră încât să asigure asistența medicală la ambele școli. Mulțumesc. Dacă aveți comentarii, completări, aș dori să spun eu că propunerea este foarte bună, pentru că cei la o distanță suficient de mare ca un asistent să se poată mișca practic într-o parte într-alta. Deși Cireșoaia are nevoie de un asistent medical. Atât am avut. Mulțumim. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate a trecut și acest punct. Trecem la suplimentări și anume primul punct, care presupune un proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune numărul 11.051 din 2018, titular botezatul Ionel Florinel. Domnul primar? Da, este vorba de o suprafață de teren atribuită de foarte mulți ani. Au fost niște probleme și cu contractul de concesiune, dar în 2018 s-au
rezolvat. Și la momentul acesta, cetățeanul a cerut, de fapt nu la momentul acesta, a cerut de mai demult să îi se reducă suprafața pentru că nu o folosește. A fost și podul administrativ, au fost niște probleme interne. Noi la momentul acesta avem măsurătoarea făcută și vă rog să fiți de acord să-i reducem suprafața. Suprafața care rămâne este de 400 de metri pătrați, adică este o suprafață care poate fi folosită pentru o locuință socială sau pentru alte nevoi ale comunității, cel mai probabil pentru o locuință socială, tot așa, sau pentru tine, este vorba de strada 1 Mai, familia Botezatu, și vă rog să fiți de acord să îi reducem și cheltuiala, costul concesiunii de la data cererii, având în vedere că este relativ mai de mult această solicitare. Mulțumesc. Completări, comentarii? Dacă nu aveți comisiile, favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitatea de pe acest punct. Trecem la punctul următor, un proiect de hotărâre privind actualizarea niște obiectivelor de investiții cu finanțare integral sau parțial de la bugetul local pentru anul financiar 2020, oraselor din Moldova. Da, așa cum am discutat la punctul numărul 1, investițiile, practic investițiile rămân același, nu modificăm niciun obiectiv de investiții, doar suplimentăm cu bani. La planul urbanistic general, suplimentăm cu 100.000 de lei. După cum știți, anul trecut, în 1 august, s-a semnat contractul și vrem să asigurăm finanțarea necesară. Furnizorul nostru de servicii a estimat că până la sfârșitul anului va furniza o mare parte din lucrări, respectiv noi trebuie să punem banii deoparte. La atragere de fonduri pentru infrastructură, 55.000 de lei, mai avem de făcut proiecte. La utilități bloc ANL, 70.000 de lei. Trebuie să vă spun că am finalizat lucrările exterioare, racordul de gaze de curent, dar mai avem de finalizat instalațiile interioare. Din păcate, noi nu am știut că aceste clădiri au fost umplute cu apă caloriferele și acum anumite calorifere sunt sparte și avem nevoie de niște bani să înlocuim. Facem pe, dacă ar fi fost puse în 2010 aceste blocuri în funcție, desigur că astăzi nu ar fi trebuit să ajungem aici, dar asta este situația. Mai avem 270.000 de lei pentru podul Dobru. Lucrările avansează și vrem să asigurăm finanțarea necesară și 25.000 de lei pentru finalul proiectului de reabilitare Torenți. Dacă aveți de făcut completări sau, mă rog, idei, noi? Nu. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Deci, în unanimitate a trecut și acest punct. Trecem la ultimul punct și anume proiect de hotărâre privind aprobarea dorii în administrare către SECE, Avaser, Salubrizare și SRM-ul din Moldova a unor bunuri. Deci, încă o dată, aprobarea dorii în administrare. Nu e vorba de buget. Da, este vorba de niște investiții pe care noi le-am făcut și care trebuie să fie date în administrare, pentru că legea prevede ca, legea guvernanței corporative prevede ca aceste mijloace fixe să fie amortizate, respectiv să se plătească o redevență și aferent acestor investiții. În principal, ele au fost în finalul anului trecut, este vorba de reabilitarea la stația de apă a vanelor și a stației de clorinare, dar și anul acesta, bazinul Tudorean, în decembrie și o parte anul acesta la Cireșoaia cu regulatoarea de presiune și reabilitarea sistemelor de echilibrare a presiunilor din rețea. Și a mai rămas ca o restanță, tot așa moștenită, un proiect prin care aproximativ de 50.000 de lei, prin care Pârtia de Schi a primit un racord de apă, o lucrare făcută tot așa prin 2015 și achitată prin 2017-2018, dar ele sunt mijloace fixe care trebuie
delegate și care trebuie amortizate și pentru asta este necesar ca dumneavoastră să fiți de acord și să delegăm această gestiune pentru exploatarea lor și, bineînțeles, pentru ca noi să recuperăm din redevență o parte din amortizările acestor investiții. Dacă aveți completări la acest punct, dacă nu aveți comisiilor, favorabil, spun la tot cine este pentru, împotrivă, abține, deci a trecut și acest punct. Fiind vorba de finalul acestei diverse, domnul președinte. Nu avem diverse, dar cu aprobarea dumneavoastră putem să facem acest punct. No. Sunteți de acord pentru diverse? Cine este pentru? Mulțumesc. Deci avem punctul special. Cu propunerea pentru a aduce și în fața Consiliului Local de către societatea Apaseu Salubritate și Util Prest spre aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și de către Consiliul Local, nu numai de ce au interior. O să-i notificăm în acest sens și vă promit că la următoarea ședință de Consiliul Local, care va fi într-un alt mandat, se va întâmpla acest lucru. Eu aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru această localitate, pentru profesionalism și să vă asigur că toate deciziile pe care eu vi le-am propus ca dumneavoastră să le aprobați au fost pentru binele comunității, pentru ca noi să ne dezvoltăm și sper ca în continuare Consiliul Local, cei care vor cârmui această localitate să aibă aceeași atitudine. Eu vă doresc multă sănătate, să vă răsplătească Dumnezeu pentru ce ați făcut pentru localitatea aceasta și să continuăm să rămânem uniți și să rămânem solidari pentru cauze nobile, pentru cauze comune, pentru cauze pentru dezvoltarea localității, să lăsăm deoparte interesul personal și să aducem în față interesul public. Vă lansez invitația domnului doctor Fotăleț, a doamnei doctor Fotăleț, de a participa imediat după această ședință la deschiderea policlinicii din Stării Moldova, îmi place să spun așa, ambulatoriu, unde vor fi 4 cabinete medicale pentru consultații, unde pe lângă centrul de permanență, care deja funcționează de la 1 august, unde avem 7 medici, 7 asistente, unde tot timpul asistența medicală este asigurată, se dezvoltă și această clinică, policlinică, o premieră pentru Stării Moldova, pentru că m-am consultat cu medici care au spus că niciodată la noi nu a fost un cabinet unde să ai un ecograf, un, nu știu, poate electrocardiograf a fost, dar un fibroscan sau alte echipamente necesare pentru ca cetățenii noștri să nu facă naveta la cel puțin 40 de kilometri pentru aceste lucruri. Sperăm ca pe viitor, inclusiv, să se poată recolta analize medicale și să se dezvolte această clinică, pentru că cetățenii noștri, în principal, au această nevoie, dar și turistul care vine aici poate să-și satisfacă anumite nevoi de, pe partea medicală, de investigații medicale. Eu vă mulțumesc încă o dată mult. Mulțumesc, doamna secretar general. Suntem la final de mandat, am colaborat 4 ani de zile, domnul jurist și toți colegii mei din primărie, urbanismul și toți ceilalți economicul, care au fost prezenți și care și-au adus aportul. Desigur, este în fișa postului, dar este important și cum facem acest lucru și gândiți-vă că am avut odată la o ședință de Consiliu 28 de puncte. Adică, în spate, la fiecare punct există o muncă imensă și mulțumesc tare mult și vă doresc sănătate tuturor și dumneavoastră și cetățenilor care ne urmăresc materiale și celor care nu ne urmăresc și le dorim să fie mai aproape de deciziile noastre, mai aproape de noi și cu aportul și cu critica în continuare, pentru că orice critică este constructivă. Sănătate și așa să ne ajute Dumnezeu. Orice critică e un picior bun. Eu vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc o zi bună și succes în tot ceea ce faceți acum încolo. Ne-am încadrat în timp, așa că... Alo. Declarați ședința închisă.